Odată, bună ziua! Îmi place vremea de afară, la Zoom-ul de seară putem să spunem bună ziua. Înainte spuneam chiar bună seara. Și astăzi am un subiect care este recomandat de doamna Burete, și anume despre colagen ProFlex, Tank System. Este aici cu noi, nu? Din câte văd, da? Bună ziua! Și știu că mi-ați spus că este un supliment foarte căutat și foarte util și e bine să vorbim un pic despre el, să vedem ce conține și de ce este bun și pentru cine este bun. Și cum spuneam, o să vorbim despre colagen ProFlex Strength System. Acesta este suplimentul, are o cutie care conține capsule pentru zi și o cutie care conține capsule pentru după amiază. Este un preparat inovator, așa cum v-am obișnuit de la foarte multe suplimente din gama Nutricod. Cum spuneam, este un supliment inovator. Este format din ingrediente de foarte mare calitate, care acționează sinergic, da? Adică sunt mai multe ingrediente care se completează unul pe celălalt foarte bine. Susține minunat starea articulațiilor și a oaselor. Deci pentru asta este foarte potrivit acest supliment. Ce conține el? Vedeți că am trecut aici lista de ingrediente. Conține colagen, este colagen marin, natural, care este perfect absorbit de corpul uman. Și pe lângă asta are și o compoziție atent selecționată care susține într-un mod destul de cuprinzător funcționarea corectă a articulațiilor, da? Și are practic un impact pozitiv asupra stării cartilajului, asupra activității mușchilor și tendoanelor și menține și oasele sănătoase. Este foarte important să ne asigurăm că oasele și articulațiile sunt în stare bună. În curând o să lansăm și un mic test ca un sub forma unui chestionar pe care puteți să îl completați, e format din câteva întrebări cu un punctaj. O să îl postez și pe rețeaua de Facebook, în care puteți să vă dați seama cam câtă nevoie aveți de acest supliment sau nu, întrebările fiind legate de stilul dumneavoastră de viață și alimentar. Ce vreau să precizez este că acest supliment nu este destinat doar persoanelor care au deja probleme cu articulațiilor sau cu articulațiile sau diverse probleme în zona asta sistemului osos, să-i spunem, ci și tuturor persoanelor care nu au un stil de viață adecvat pentru a menține articulațiile sănătoase, care sunt foarte importante, și pentru a nu ajunge în diferite stadii de probleme care sunt de foarte multe ori foarte greu de tratat, sunt foarte dureroase, iar toate persoanele care au deja probleme pot susține acest lucru. Ce ingrediente mai vedem aici? Deci am spus că avem colagenul, care este principalul material de construcție al tendoanelor și cartilajelor, iar tendoanele și cartilajele practic formează articulațiile. Suplimentul, vă ziceam că folosește colagen marin foarte purificat. Este obținut în conformitate cu standardele farmaceutice. Atenție, e foarte important acest aspect, așadar nu avem dubii legate de calitate. Avem și vitamina C, care vine în completare pentru că ajută la producerea corectă a colagenului din partea organismului. Și, evident, în continuare asigură buna funcționare a cartilajelor și oaselor. Vedem și aici Baikal Skull Cap, care s-ar traduce și ca gura lupului, dar cel mai adesea peste tot îl întâlnim ca Baikal sau Baikal Skull Cap. Susține, și acesta susține protecția articulațiilor, tendoanelor, mușchilor. Vitamina D, care nu poate să lipsească dintr-un supliment destinat oaselor, ajută atât la buna funcționare a sistemului osos, dar și a mușchilor. Și tot vitamina D are și un impact semnificativ
asupra activității articulațiilor. Calciul, care este necesar, evident, știm deja, pentru a menține oasele sănătoase. Mai găsim glucozamina sau sulfatul de glucozamină, care este un precursor important al unor biomolecule ce intră în componența cartilajului articular, și astaxantină. Iar acum să intrăm așa un pic în detalii despre articulațiile corpului. Facem așa un pic de lecție de la școală, foarte puțin, cât să ne dăm seama cam cât de important este să avem grijă de sistemul osos. Scheletul, aici vorbesc de un adult, da? Scheletul unui adult este alcătuit din 206 oase cu aproximație, da? Și, surpriză, 360 de articulații. Sunt undeva la 80 și ceva la nivelul craniului, câteva la nivelul gâtului, mai găsim, cred că vreo 60 și ceva în zona toracică, vreo 70 și ceva în zona de coloane vertebrale, 30 și ceva pentru fiecare membru superior, 30 și ceva pentru fiecare membru inferior. Și așa ajungem noi pe la 360. Numerele nu sunt fixe, pentru că pot exista mici variații, deoarece fiecare dintre noi este diferit și poate să aibă diferite particularități. Articulația, ca să vorbim un pic despre ea, practic este reprezentată de totalitatea elementelor care participă la unirea a două sau mai multe oase învecinate, da? Unde se intersectează. Fiecare os din corp, cu excepția unuia, întâlnit undeva la gât, da? Fiecare os se întâlnește cu cel puțin un alt os cu ajutorul acestei articulații. Forma articulațiilor, desigur, este diferită în funcție de rolul ei. Articulațiile împreună cu oasele, cu tendoanele și cu mușchii fac parte dintr-un sistem care se numește acel aparat locomotor. Rolul acestui aparat locomotor este de a susține această poziție pe care avem noi, bipedă, da, care obținută de-a lungul evoluției, dar și de a proteja organele vitale, inimă, plămâni, creier, da, de știu eu ce accidente în primul rând, dar au și rol de mișcare sau de integrare. Așa, într-un cuvânt, ne folosim articulațiile în fiecare moment al vieții pentru lucruri extrem de simple, cărora acum, evident, nu le acordăm atenție, dar atunci când ne doare, observăm cu mare atenție exact fiecare mușchiuleț, fiecare părticică din corp. Când ne îmbrăcăm, când mergem la muncă, când vorbim, da? Sau când, indiferent că vorbim de limbaj verbal sau non-verbal, folosim foarte multe articulații. Acum, o mare problemă este durerea articulară, care deja s-a instalat la multe persoane, în special după o anumită vârstă, și există mai multe cauze ale durerilor, însă cauzele posibile depind parțial de vârstă. Desigur, există și cauze de dureri articulare care pot fi evidente, cum ar fi accidentările sportive, însă de cele mai multe ori ne confruntăm cu aceste dureri articulare date de vârstă și de multe ori este nevoie chiar să facem investigații imagistice, de teste de laborator pentru a se stabili exact un diagnostic. Nu de alta, dar de multe ori, cei care au trecut deja prin astfel de investigații, sigur, au observat că durerea aceea articulară poate fi cauzată și de durerea resimțită de-a lungul cursului unui nerv. De exemplu, am un disconfort la nivelul șoldului și pot să simt durerea și la genunchi, de exemplu. Da? Și atunci este o durere nervoasă, dar pornește din altă parte. Ce ar trebui să facem atunci când avem o durere de articulație? Evident, în primul rând să mergem la un doctor, ca medicul să determine cauza acestora, da? Și o să vă adreseze câteva întrebări, cum ar fi, în ce moment al zilei vă dor articulațiile mai tare,
cât durează durerea, 15 minute, 30, mai mult de 60 de minute, atunci când vă mișcați, vă ajută sau vă accentuează durerea? Dacă articulațiile iarăși contează, dacă sunt umflate, roșii sau dacă sunt calde, da, este foarte important să ne prezentăm la medic și să evaluăm cauza durerii înainte de a exista diferite complicații medicale, pentru că asta este ideea, să evităm astfel de complicații. Și acum, fie că avem deja probleme instalate, fie că nu avem deja probleme, există îndrumări pentru a avea articulații cât mai sănătoase. Există mulți factori care pot afecta articulațiile. Unul dintre ele este inflamația, de care tot auziți, mai ales programul Fit 6, dar și leziunile, atrofia musculară sau dacă doar le suprautilizăm, la fel, există șansa să avem probleme mai repede. Însă există și lucruri pe care noi le putem face pentru a le proteja și pentru a preveni degenerarea. Printre acestea amintim așa, mișcare fizică zilnică și sport. Da? Întotdeauna faceți, evident, nu sport de performanță, vorbim de mișcări normale, da? Mici exerciții pe care le putem face, de pilates, de aerobic. Evitați și să mențineți prelungite aceleași poziții, să stați perioadă de timp mai lung, da, în aceeași poziție. Încercați să evitați asta, mișcați-vă, ridicați-vă de pe scaun, faceți câteva mișcări. Acestea sunt foarte importante pentru articulații. O postură corectă, da? În timpul mersului, în timp ce stau la birou. Pentru că toate persoanele care stau pe scaun mai mult timp au tendința de a se lăsa așa ușor, 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 fiind evident aparent mai comod să stăm așa, deși nu este, și e foarte rău pentru articulațiile noastre să facem asta. Alt lucru pe care e obligatoriu să-l facem, greutatea. Menținerea unei greutăți corporale corecte. Orice suprapondere pe care o avem din punct de vedere al greutății va fi susținută de articulațiile noastre și la un moment dat acestea vor ceda. Somnul, ca de obicei, somnul e bun la toate, somnul de calitate și, nu în ultimul rând, dar îl menționez ultimul ca să continuăm cu suplimentul nostru, alimentația echilibrată, bogată în minerale, în vitamine, iar în alimentație vorbesc aici și de introducerea unui supliment alimentar care să susțină articulațiile. Asta face o alegere excelentă pentru noi. Bun, deci cam astea ar fi cu articulațiile. Am înțeles așa cât de important este să susținem articulațiile. Și acum aș vrea un pic să revin la ingrediente. Bun. Ca să înțelegem un pic și de ce este atât de potrivit fix acest supliment. Am înțeles că e nevoie. Haideți să mai intrăm un pic în detaliu, nu foarte mult. Calciu, da? Conține calciu. Vedeți că prima capsulă, capsula de dimineață are 120 de miligrame, capsula de după amiază 120, în total 30% din necesarul zilnic îl acopăr prin acest supliment. Mai ales dacă nu aduceți din dietă suficient calciu organismului și nu mâncați în fiecare zi alimente care să conțină calciu, mai mult ca sigur este indicat să luați din suplimente alimentare acest mineral. În primul rând, persoanele care au un nivel de calciu adecvat, da, adus prin dietă, fie alimente, fie suplimente, prezintă o densitate minerală, osoasă, mult mai bună decât cei care nu consumă acest mineral, iar acest lucru este categoric demonstrat. De asemenea, femeile care sunt la menopauză și care prezintă acel risc de osteoporoză ar trebui să consume cât mai multe produse lactate sau să iasă aceste suplimente alimentare care conțin calciu și, după cum vedeți, conțin și vitamina D, pe termen lung ar trebui luate, pentru că acum să fim serioși, câtă brânză putem mânca și cât lapte, în așa fel încât să nu vină la pachet și cu calorii, pentru că, din păcate, din alimente aducem și aportul caloric de care uneori
nu avem nevoie, mai ales dacă vrem să slăbim, trebuie să îl calculăm destul de bine, dar în același timp de minerale avem nevoie. Iar atunci, în această situație, suplimentele sunt foarte binevenite. În general, o alimentație echilibrată, da, în care să regăsesc din belșug alimente bogate în calciu și vitamina D, poate să acționeze în organism ca un adevărat tratament naturist pentru oase și articulații, pentru că sunt furnizate, practic, exact elementele esențiale pentru a funcționa optim. Despre calciu și vitamina D3 avem deja materiale video complexe în care am vorbit despre ele. Și știți că nu există un supliment alimentar pentru sistemul osos care să nu aibă la bază calciu și vitamina D3. Mai departe, Baikal, da, care este o plantă, o găsim și în alte suplimente Nutricod, am mai menționat-o, dar în acest supliment o găsim deoarece are beneficii și în tratamentul artritei. Are, practic, un răspuns foarte bun în ceea ce privește reducerea inflamației. Iar artrita, știți că este o boală inflamatorie și afectează articulațiile. Apoi colagenul liofilizat. Colagenul este cea mai abundentă proteină din corp, da? Se găsește în tendoane, în ligamente, în piele, în mușchi, da? În țesutul conjunctiv. Prin urmare, este clar benefic și important să o avem din abundență, pentru că în felul ăsta ne asigurăm că fiecare parte a corpului nostru se află în condiții optime. Administrarea de colagen este foarte importantă, deoarece unii oameni nu consumă suficient din alimentele corecte pentru a avea aminoacizii potriviți creierii suficiente a colagenului propriu, pentru că colagenul știți că este produs și de organismul nostru, dar e posibil să fie insuficient și în special după 30 de ani nu mai produce organismul nostru la fel de mult. Începe să scadă, de la un an la altul scade. De aceea apar și acele riduri care ne luptăm noi femeile în special după o anumită vârstă zi de zi. De aceea este important, deoarece pe măsură ce îmbătrânim, corpul devine mai puțin eficient în crearea de colagen, așa pe cont propriu, să-l lăsăm singur, și nu ne ajută nici lumina ultravioletă de la soare, pentru că aceasta accelerează acest declin. Imediat după colagen vedeți și vitamina C. Corpul are nevoie și de vitamina C pentru a produce el singur colagen și de asta vom găsi la pachet colagenul cu vitamina C, ca să influențăm organismul să producă și el propriul colagen. Și cam astea ar fi capsulele de dimineață. Iar după amiază iarăși întâlnim calciu, glucozamină, care este un alt ingredient cheie, foarte folositor pentru articulații. După cum îi spune și numele, glucozamină, da, este un zahăr și se găsește în mod natural în cartilaje. Glucozamina ajută și în cazul durerilor articulare, pentru că le ameliorează. Și tot ea joacă un rol esențial în formarea și în repararea cartilajelor. Suplimentele cu glucozamină pentru persoanele care au probleme de genul acesta sunt la foarte mare căutare, mai ales în ultimii ani, pentru că au această capacitate de a îmbunătăți sănătatea articulațiilor. Iar ultimul ingredient, pe lângă vitamina D, de care am vorbit de multe, multe, multe ori, este astaxantina. Știți că avem și un supliment alimentar pe bază de astaxantină. Vine și rândul lui la dezbatere, nu cred că l-am dezbătut în Zoom-uri, pentru că are mai multe proprietăți, principala fiind sănătatea inimii. Dar pe lângă asta, astaxantina protejează și articulațiile, bineînțeles și pielea și ochii. De ce? Pentru că și ea ajută în reducerea inflamației. În special, acest pigment, se spune, pentru că este un pigment practic de culoare roșie, acționează asupra radicalilor liberi și reduce stresul oxidativ,
stres oxidativ care poate să producă boli inflamatorii cronice. Și atunci, practic, reducând inflamația, acționează la fel ca Baikal din capsula de dimineață pentru acele dureri articulare. Dar mai multe despre astaxantină vom dezbate într-un material viitor. În curând chiar o să fac un material anume despre asta, să vedem și ce alte proprietăți mai are și de ce este bine să o utilizăm. Așadar, recomand suplimentul nu numai persoanelor care au deja probleme, ci tuturor persoanelor care vor să își mențină articulațiile sănătoase, în special persoanele care au un exces de greutate, pentru că acele persoane supun o tensiune foarte mare asupra articulațiilor din cauza greutății și am putea să le, pe lângă scăderea în greutate, am putea să ajutăm organismul și cu acest supliment. Le recomand cu mare drag, în special persoanelor care au trecut de o anumită vârstă, tinerii nu neapărat au nevoie de colagen ProFlex, dar după 30 de ani deja este un supliment benefic pentru a-l introduce în dieta noastră, pentru că suplimentele alimentare tot din dietă fac parte. Sunt tot compuși care fac parte din alimente. Îl recomand a fi luat aproximativ 3 luni de zile și de monitorizat îmbunătățirile. Dacă vedeți că există o îmbunătățire, atunci puteți, bineînțeles, să-l continuați pentru cât doriți dumneavoastră. E un supliment foarte bun pentru că poate fi luat și pe termen lung. Nu are doze foarte mari ca să depășim doza zilnică recomandată. Așadar, nu are cum să ne facă rău sub nicio formă, indiferent de ce perioadă îl vom lua. Dar minim 3 luni de zile ca să își facă efectul, să știm că am acționat acolo unde trebuie și cât trebuie. Cam asta a fost suplimentul.